Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 9. Matei 24:9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Când vorbim despre revenirea Domnului, așa cum menționa fratele pastor Liviu Axinte, trebuie să vorbim mai întâi despre noi. Pentru că ziua Domnului, care este mânia lui Dumnezeu și care este declanșată de momentul răpirii bisericii, pentru că Dumnezeu pe noi ne-a rânduit la slavă și nu la mânie, e o mare diferență între mânia lui Dumnezeu și necazurile prin care trecem noi. Iată, dar, având în vedere că se apropie ziua aceea, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? A fi gata înseamnă, pe de o parte, pocăință. Dumnezeu nu vrea ca vreunul dintre noi să piară, ci tot să vină la pocăință, și aici este vorba de noi și nu de alții, și noi avem nevoie de pocăință. Însă, a fi gata, a fi pregătiți, trebuie să însemne și să plătim prețul credinței noastre. Există un moment înainte de răpirea bisericii, un moment care s-ar putea să dureze câțiva ani buni, în care biserica va fi prigonită global. Matei 24 nu ne vorbește despre o prigonire aici sau acolo. E vorba de toate neamurile. E vorba de toți creștinii din toate țările. Este vorba de instaurarea unui guvern global anticristic, condus de anticrist. Diavolul își va dezlănțui mânia prin neamuri, pentru că în Apocalipsa 11 este vorba de două mânii, mânia neamurilor și mânia Domnului. Când se mânie Domnul, face dreptate și judecată în lume. Când se mânie neamurile, suferă poporul lui Dumnezeu. Probabil vă întrebați din ce cauză este prigonită biserica. De ce ne urăsc oamenii? Menționam aseară, oamenii ne urăsc pentru că l-au urât și pe Domnul Iisus Hristos. Problema este că oamenii n-au ce-i face lui Dumnezeu. Ce poate să-i facă lui Dumnezeu? Spuneți dumneavoastră. Ce pot oamenii să-i facă lui Dumnezeu? Se pot ei urca la tronul lui? Pot ei să trimită rachete până la tronul lui? Pot ei să invadeze împărăția lui Dumnezeu? Nici de cum. Și totuși îi pot face ceva lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că atunci când cineva prigonește, persecută, când cineva se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Este singurul recurs al unei lumi pline de răutate, pline de nelegiuire. Doar așa îl pot ataca pe Dumnezeu când ne atacă pe noi. Și Domnul spunea să nu vă mirați. E normal. Or, în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, pentru că această prigoană globală este iminentă, este implacabilă, pentru că va avea loc, pentru că este biblică,
Vorbeam de Matei, capitolul 24. Vă rog să observați un joc de cuvinte în prezentarea Domnului Iisus Hristos. La versetul 6, veți auzi de războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Rețineți cuvântul atunci. Prima dată când în pasajul escatologic din Matei 24 se pronunță cuvântul atunci, nu cuvântul nu atunci, nu încă, este versetul 9 pe care l-am citit. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Există un secol crunt care anticipează această prigoană globală, secolul 20. Probabil ați auzit de persecuția bisericii primare, ați auzit de arenele romane, ați auzit de rugurile aprinse, de creștini dați la animale, de creștini răstigniți, de creștini decapitați. În secolul 20 au fost sacrificați pentru credința lor mai mulți creștini decât în primele 19 secole ale creștinismului combinat împreună. Și este doar o anticipare a ceea ce se va întâmpla în timpul prigonirii globale. Fratele Liviu menționa și este încă un atunci în capitolul 24. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dumneavoastră vă veți întreba de ce eu trebuie să vorbesc astăzi despre prigonirea aceasta globală pe care o anticipăm că va veni în scurtă vreme peste noi. Într-un timp al teologiei securității eterne a mântuirii, într-o vreme a teologiei prosperității, într-o vreme a teologiei împărăției care ne spune că noi vom implementa împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ prin declarații că cucerim teritorii materiale pentru împărăția lui Dumnezeu, nu. Noi suntem chemați să câștigăm teritorii spirituale pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar, vă întrebați, de ce să vorbim despre prigoană? Pentru că dacă nu suntem pregătiți pentru prigoană, nu îi vom face față. Știți ce spune apostolul Pavel bisericii din Tesalonic? Biserica din Tesalonic era proaspătă în credință. Și Pavel a auzit că a venit persecuția peste ei. Mai mult, au crezut că a venit mânia lui Dumnezeu peste ei și că a venit răpirea. L-a trimis imediat pe Timotei la ei să-i întărească în credință și le-a scris: aduceți-vă aminte, când eram cu voi, v-am spus că va trebui să suferiți, căci la aceasta am fost rânduiți. Domnul Iisus Hristos însuși a avertizat ucenicii și le-a spus: veți fi urâți de oameni, lumea vă va urâ. Sunteți ca niște miei în mijlocul lupilor, pentru că lucrurile pentru care nu suntem pregătiți, nu le putem face față. Dacă ar veni cineva dintr-o parte și eu n-aș fi atent și ar încerca să mă lovească, m-ar lua prin surprindere și aș fi cu mult mai vulnerabil decât dacă m-aș uita în direcția aia și când vine spre mine, sunt pregătit. Și dacă nu reușesc să mă apăr, dar totuși instinctiv mușchii mei sunt încordați, lovitura nu are impactul pe care l-ar avea dacă mă ia prin surprindere. Când Biblia spune că ziua Domnului va veni ca un hoț, va veni ca un hoț pentru cei ce trăiesc în întuneric, dar în același timp,
Vremea de prigoană poate să ia prin surprindere pe credincioșii care sunt ignoranți suficient să creadă că vor pleca doar de la bine la mai bine. Asta este o teologie americană inventată undeva în secolul XVIII, n-a avut nimic de a face cu doctrina și teologia bisericii primare și a bisericii adevărate din toate secolele. Scumpii mei, eu nu vreau să vă sperii, dar trebuie să existe o doză de realism în ceea ce credem noi despre vremea sfârșitului. Vorbim astăzi despre pregătire, despre o biserică pregătită. Și ascultați iarăși acest joc de cuvinte. Dacă nu suntem în stare să trăim pentru Hristos, nu vom fi în stare să murim pentru Hristos. Dar dacă nu suntem pregătiți să murim pentru Hristos, nu vom fi în stare să trăim pentru Hristos. Trebuie să trăim pentru Hristos și să murim pentru Hristos. Să fim gata pentru amândouă. Spunea Pavel, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Și știți ce vreau eu astăzi? Vreau să vă spun câteva lucruri despre suferința pentru Domnul. Nu ne referim la boli, nu ne referim la lipsuri, ne referim doar la posibilitatea de a fi prigoniți. Și vi le spun acum, pentru că atunci când se vor întâmpla, să vă aduceți aminte de ele. Să aveți o temelie solidă atunci când va trebui să suferiți. Pentru că, dragii mei, ultimele cuvinte notate în Scripturi ale Marelui Ioan Botezătorul a fost un deget îndreptat spre rege, spunându-i, nu ți este îngăduit! Ultimele cuvinte pe care le-au auzit oamenii care au aruncat cu pietre de la Ștefan au fost oameni tari la cerbice. Voi totdeauna v-ați împotrivit Duhului Sfânt. E adevărat, mesajul bisericii este un mesaj despre iubirea lui Dumnezeu. E o chemare la dragostea lui Dumnezeu mântuitoare, dar în același timp este un deget judecător îndreptat spre omenire care i-a întors spatele. Domnul Iisus Hristos a vorbit mai mult despre iad decât despre rai. Și judecata lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu și încercarea prin care va trece biserica este atât de reală încât nu putem ocoli în mesajul pe care vi-l adresăm. Mesajul acesta despre prigoană este un mesaj de încurajare pentru dumneavoastră. Și aș vrea să-l prezint succint, doar enunțându-l și citind câteva versete scripturale. În primul rând, învrednicirea ucenicului sau a credinciosului de a fi prigonit. Noi ne uităm la prigoană ca la o pacoste. Teologia suferinței a ajuns să fie disprețuită. În Evrei 12, Apostolul Pavel spunea, fiule, nu disprețui pedeapsa, nici suferința. Orice fel de durere, de suferință, de inconveniență, o disprețuim, ne revoltăm împotriva ei. Când e vorba de suferința pentru Hristos, ar trebui să o îmbrățișăm. Haideți să citim mai multe versete din Scripturi. Mai întâi din Ioan 15, 18 la 20, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său, dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi.
Fapte 5 cu 41. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți. Le-a făcut Dumnezeu cinstea să sufere pentru Hristos, să fie batjocoriți pentru numele Lui. Nu e o pacoste. Și dacă ți-ar pune capul la eșafod, nu e o nenorocire, nu e o tragedie, e o onoare pentru cei care vor avea parte de cinstea aceasta. Un ucenic al lui Hristos, care suferă ca și Hristos și care moare pentru Hristos, asta este o vrednicie pe care i-o dă Dumnezeu. Îl învrednicește. Au fost învredniciți să fie batjocoriți. Să nu priviți ca o mirare încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru. E o onoare pe care vă va face Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 2:10. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească, să perfecționeze prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. O jertfă nu este valabilă fără să fie frântă, fără să fie zdrobită. O jertfă nu e desăvârșită fără vărsare de sânge. Și biserica, exact ca un tot unitar, ca un trup, va trebui în vremea din urmă să plătească acest preț pentru ca să fie desăvârșită înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, nu numai învrednicire, ci și încercare sau test. Credința noastră este încercată, să se vadă că e de adevăratelea. În Matei 24:10 spune, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Vor cădea la testul acesta. Probabil vă întrebați care e procentajul. În pilda celor 10 fecioare, procentajul este 50-50, 50%, da? Când e vorba de biserici, nu se respectă acest procentaj. Știți de ce? Pentru că acolo e vorba, în primul rând, de fecioare. E vorba de fecioare care au candele. E vorba de fecioare care au un de lemn în candelă. E vorba de fecioare ale căror candele sunt aprinse, că încă mai pâlpâie. Singura diferență între unele și altele este că unele nu au un de lemn de rezervă în vas. N-au de unde să completeze în candelă atunci când se sting candelele. Și Biserica Pentecostală ar trebui să înțeleagă ce înseamnă asta. Ca să trecem prin perioada aceea teribilă de prigoană, avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt? Avem nevoie să fim umpluți de Duhul Sfânt? Avem nevoie de stăruințe? Ei, procentajul este extrem de slab în cuvântarea Domnului din Matei 24. Auziți, atunci mulți vor cădea. Ce înseamnă mulți? Mulți înseamnă mulți. Și se vorbea mai devreme despre dragoste. Și dragostea celor mai mulți se va răci din pricina înmulțirii fără de lege. Acum, mulți pot să fie și jumătate din dumneavoastră. Celor mai mulți ar putea să însemne că doar câțiva nu intră în categoria asta. De asta trebuie să veghem, fraților. Ucenicii se întrebau odinioară, oare puțin sunt sau mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Și noi ne întrebăm uneori și e greu să facem o statistică cu o sală așa de plină. Singurul care știe e Dumnezeu. 2 Timotei 2:19, temelia nezguduită este aceasta. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui.
Dar să știi că mai devreme sau mai târziu credința ta va fi încercată, va fi testată și se va vedea dacă a fost de adevăratelea sau nu. Dacă astăzi nu ești în stare să stai o oră pe genunchi în fiecare zi, să cercetezi Scripturile o oră în fiecare zi, e mandatoriu, cel puțin, fraților, meciurile durează ore în șir, filmele durează ore în șir și unii n-au nicio problemă să stea cu orele la televizor, la tabletă, la mai știu eu unde. Și Domnul îi întreba pe ucenici, ce, o oră, un ceas, n-a spus să vegheați în rugăciune? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în... Păi zice că mulți vor cădea. Există o ispită ale pădării de credință în mijlocul prigonirii. Credința va fi încercată. Suntem învrednici să suferim, dar și credința noastră este încercată. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 13 cu 21, pilda semănătorului. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Poate că astăzi ești în biserică pentru că ești în libertate, poate că astăzi ești în biserică fiindcă nu te amenință nimeni, pentru că n-ai nimic de pierdut, pentru că nimeni nu te ia la întrebări. Dacă doar de zile bune ești în casa lui Dumnezeu, atunci când vei intra sub amenințare, sub intimidare, te vei lepăda de Dumnezeu. Societatea aceasta în toată Europa, în America și în toată lumea a demonstrat în ultimii ani cât de docili am ajuns să fim, cât de presupuși am ajuns să fim. Cu un pocne de degete iau decizii în ceea ce privește Biserica Domnului Iisus Hristos. Fără niciun fel de scrupule, fără să țină cont de interesele spirituale ale poporului lui Dumnezeu și ale națiunii. Frați și surori, poporul lui Dumnezeu va fi încercat, e un popor încercat, fără încercări. Nu putem fi declarați nici sfinți, nici curați, nici autentici. Iată de ce spune cuvântul Domnului în 1 Petru 4 cu 12, preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Și la 1 Petru 1, 6 și 7, în ea voi vă bucurați mult măcar că acum dacă trebuie sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul și care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Iată dar învrednicirea, în al doilea rând încercarea, în al treilea rând întărirea credinciosului prin prigoană. Un lucru netestat este slab. Lucrurile care trec prin foc, nu numai că sunt încercate, sunt consolidate, sunt întărite. Lutul, când este pus în cuptor, se întărește. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni 12 cu 10, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Că Petru spunea, nu vă folosește la nimic să suferiți ca niște făcători de rele, ci doar dacă suferiți pentru Hristos. Simt plăcere. De ce? Căci când sunt slab, atunci sunt tare. În încercarea aceasta, în prigonirea aceasta, suntem întăriți în credință. Ne-a ascultat ce spune cuvântul Domnului în 1 Petru 5, de la versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari, vorbim de întărirea credinței noastre prin prigoniri, tari,
în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată, prin prigoană suntem întăriți în credință, întărirea credinței noastre. În al patrulea rând, prin prigoană este întregită mărturia noastră, întregirea mărturiei noastre. Care este mărturia noastră atunci când suntem mântuiți? Mărturia noastră este că noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru personal. Și dacă îl mărturisim pe Hristos ca Domn și îl mărturisim ca înviat, suntem mântuiți. Pentru că prin credința din inimă și mărturisirea cu gura, se primește mântuirea. Ei, asta este o mărturie, dar este o mărturie care trebuie întregită practic. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetele 24 și 25. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Interesant, Pavel numai se bucură de suferințe și de prigoniri și de necazuri. Mă bucur în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Nu vă speriați, nu e nicio erezie. Nu înseamnă că jertfa lui Hristos nu e suficientă pentru mântuirea noastră, ci mărturia nu e suficientă până în suferințele lui Hristos nu devin parte din identitatea noastră, că dacă suntem una cu Hristos, trebuie să trăim experiența de viață a lui Hristos. Mai mult, modelul nostru în fața bisericii trebuie să fie un model întreg. Dacă predicăm despre jertfa mântuitoare și de suferințele lui Hristos, când noi predicăm despre Hristos cel răstignit, trebuie să se vadă în viața noastră că îl purtăm și că purtăm nu numai gloria și slava transformării nașterii din nou, ci și suferințele lui Hristos practic în viețile noastre. Continuă Pavel și spune: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e complet, nu trebuie întregit. Partea care trebuie întregită e practicarea, aplicarea lui în viețile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu nu este întreg doar când e propovăduit, ci și când este trăit. Frați slujitori, noi am fost chemați să depunem o mărturie despre Domnul Iisus Hristos atunci când o să ne încoloneze. Pentru că uitați-vă la mulțimea asta de oameni, mulți vor fi încolonați. Încolonați spre nu știu ce. Dumneavoastră veți spune, trăim într-o lume civilizată. Cum să ne extermine? Cum să ne bage în camere de cazare? Cum să ne bage în fața plutonului de execuție? Nu uitați, în secolul 20, unul dintre cele mai avansate secole, încă trăim în umbra acestui secol, a fost cel mai crud secol din istoria omenirii. Secolul 20 ne-a dat două războaie mondiale cu zeci de milioane de morți, cu unele dintre cele mai mari atrocități care s-au întâmplat vreodată în istorie și experimente medicale de care nici nu vrem să auzim și să știm. Secolul 20 ne-a dat zeci de milioane de trupuri plăpânde și nevinovate, de copii ciopârțiți și făcuți fărâme, în cazemata pântecelui mamei, care ar trebui să fie adăpostul cel mai sigur pentru aceste ființe. Ăsta e secolul 20, un secol al nelegiuiților. Este secolul în care a început să apară steagul nelegiuiților pe biserici, pe frontispiciul bisericilor.
Ăsta e secolul 20. Secolul 21 va fi și mai crunt. Noi trebuie să fim primi în linie. Să nu cereți niciodată poporului lui Dumnezeu să fie loial și fidel. Dacă nu suntem gata primii să ne desfacem pieptul și să-l punem în fața rafalelor. Apostolii au fost în prima linie a sacrificiului. Vă garantez că fără noi, Biserica Domnului Iisus Hristos va supraviețui. Nu supraviețuiește fără întâlniri de genul ăsta. Fără întâlniri fizice, fără experiența părtășiei la oaltă. Nu că nu supraviețuiește, nici nu există biserica. Dar fără noi există. Pentru că dacă a supraviețuit fără Ioan, fără Pavel, fără Petru și fără sfinții din primul secol, va supraviețui și fără noi. Ba încă va prospera atunci când noi vom fi o pildă așa cum a fost Hristos și cum au fost sfinții lui din toate vremurile. Întregirea mărturiei prin prigonire. 5. Împărtășirea bisericii prin prigonire. Noi vorbim întotdeauna de părtășia noastră în Domnul. Suntem părtași la bucurii, părtași în cântare, părtași în predicare, părtași chiar în adunarea noastră împreună. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei care vor pierde totul pentru Evanghelie, nu se poate să nu se întâmple lucrul ăsta cu ei și, Marcu 10 cu 30, și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri. Iar în veacul viitor, viața veșnică. 2 Tesaloniceni 1 cu 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Și acum ascultați 2 Corinteni capitolul 1 de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte, părtășie vine de la parte, a fi parte din același lucru, parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Suntem părtași acelorași suferințe. Nu intri deplin în părtășia bisericii până nu și suferi suferințele bisericii. Noi am vrea să avem parte numai de cântările glorioase ale coriștilor, numai de predicile bine documentate și aranjate. Ce părere aveți? Știți că în Evrei, capitolul 10, cuvântul Domnului spune că în părtășia bisericii universale intrăm în părtășie și cu martirii care au suferit pentru Hristos. Intrăm în împărtășie cu sfinții care au fost făcuți desăvârșiți, adică care sunt morți, cu duhurile celor care au fost făcuți desăvârșiți. Când suntem făcuți desăvârșiți? Când plecăm la Domnul. Harul care este arătat la întâlnirea cu Domnul. Îngerii în sărbătoare, până și sfinții Vechiului Testament sunt părtași împreună cu noi. Și în Evrei, capitolul 11, ni se spune despre ei că au suferit bătăi, închisori, au fost tăiați cu fierăstrăul, au trăit prin crăpături, îmbrăcați în piei de animale, au suferit frig. Și vrem să fim umăr la umăr cu ei în rai. Frați și surori, împărtășirea noastră în biserică nu este doar atunci când gustăm din rodul viței
și din bucățica de pâine, ci când gustăm și din suferințele care au creat acea sorbitură și acea bucățică de pâine. Pentru că apostolul Pavel spunea, și să mă fac asemenea lui, să am parte de părtășia suferințelor lui, să mă fac asemenea cu moartea lui. Asta este adevărata împărtășire a bisericii. 6. Prigonirea garantează întâmpinarea mirelui, că vorbim de mire și de mireas. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Luca 21:12, dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Și în Apocalipsa 7:13 și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Aici e vorba de biserică mântuită prin har. E vorba de biserica mântuită prin har. Și apoi în Apocalipsa 12:10 și-am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte ai păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ce se întâmplă când mor pentru Hristos? Știți că Ștefan l-a văzut pe Domnul în picioare la dreapta Tatălui. Urmează întâmpinarea mirelui pe norii cerului, spune apostolul Pavel, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și apoi, de acum mă așteaptă cununa neveștejită a slavei pe care Domnul mi-o va da în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Suferința pentru Hristos te aruncă imediat în brațele Domnului, la întâmpinarea pe norii cerului. Și în fine, al șaptelea lucru pe care trebuie să-l știm despre prigonire, prigonirea este o îmbogățire. Am spus că prigonirea este o învrednicire. Prigonirea este o încercare, este o întărire, este o întregire, este o împărtășire, este și o întâmpinare și apoi o îmbogățire. Spune cuvântul Domnului așa. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața Lui Iisus să se arate în trupul nostru, căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina Lui Iisus, pentru ca și viața Lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Și acum ascultați, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 4. Și acum, frați și surori, știu că nu ne place să suferim. Mama mea a suferit toată viața, a fost bolnavă toată viața. Și când am știut că se apropie clipa plecării ei, înainte de a pleca la Domnul, i-am spus, mamă, ți-e frică de moarte? Mi-a spus, mamă, nu mi-e frică de moarte, zice, mi-e frică să nu mă doară. Adevărul este că
ne terorizează în fiecare zi problema durerii, a suferinței. Orică îl slujești pe Hristos, orică nu îl slujești pe Hristos, vei avea parte de dureri și de necazuri în lumea asta. Însă atât pentru cei care nu-L slujesc pe Dumnezeu, cât și pentru cei care îl slujesc pe Dumnezeu, necazurile, suferințele și durerile din viața aceasta sunt nimic. Pe lângă, pentru unii, chinul veșnic în care vor ajunge și pentru alții, fericirea veșnică în care vor ajunge. Necazurile și suferințele din viața asta pentru pocăiți nu pot fi comparate cu greutatea veșnică de slavă pe care o vor avea în cerul lui Dumnezeu. Dar și pentru cei care nu-L slujesc pe Dumnezeu, necazurile și suferințele de aici nu se pot compara cu chinul veșnic de dincolo. Soluția este să fim gata pentru venirea Domnului, să fim gata pentru un cer nou și un pământ nou, să fim gata pentru fericirea pe care ne-o va aduce. Dar vă rog frumos, și dacă nu va fi așa, că le spun de multe ori, mai avem contraziceri din când în când, și unii spun, nu e adevărat că Domnul vine la noapte și nu mai trecem prin nicio prigoană și totul va fi bine. Știți ce le spun? Așa să fie, amin. Aș vrea, mi-aș dori să dea Dumnezeu să ai dreptate. N-ai, dar aș vrea să ai. N-ai, dar aș vrea să ai. Însă fiți pregătiți să plătiți orice preț, numai să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, aduceți-vă aminte de toate lucrurile despre care am vorbit, că ele vor fi o platformă solidă, vor fi o motivație puternică pentru ca să devenim, dacă trebuie, martiri și dacă nu trebuie, mântuiți și în împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Amin. Amin.